Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni! Calitățile pe care trebuie să le aibă partenerul sau partenera ta îi conturează caracterul. Sunt acele mici detalii care îl fac sau o fac diferită. În general, este mai ușor să observăm părțile negative pe care le are o persoană și să uităm de cele pozitive sau să ne focusăm pe lucrurile care ar trebui evitate la un partener sau într-o relație și de puțin ori ne concentrăm să vedem calitățile. V-am pregătit o listă cu acele calități pe care le căutăm la partenerii noștri. Cătălina Manole, autor și coach, a venit la noi. Bine te-am găsit, Căt! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că avem așa un subiect incitant, pentru că, de ce nu, toți suntem interesați cum să găsim partenerul sau partenera de viață ideal, sau cel puțin ideal pentru noi, nu pentru ceilalți, că la urma urmei cu noi stă, nu cu restul, nu? Așa este, dar până să facem noi așa inventarul, da, să oferim așa acea listă, stufoasă sau nu, acum nu știu cât timp avem, știi tu, la dispoziție să luăm fiecare lucru în parte, dar întâi hai să ne gândim pe baza ce ne alegem noi partenerul sau partenera. Îmi place întrebarea. Noi alegem partenerul sau partenera pe baza a ceea ce ne e cunoscut. Da, în momentul în care mergem la vânătoare, să zic așa, în momentul în care ieșim pe piața relațională, în căutare de partener sau parteneră, tot ce facem noi este să găsim suma a ceea ce am învățat noi în copilărie sau, știu eu, copilărie, adolescență, că este masculinul și femininul în funcție de ce suntem, și mergem și căutăm toate calitățile, dar și defectele în persoana cu care dorim să formăm o relație. De ce facem asta? Pentru că conștiința asta a noastră este atât de frumoasă și nu face decât să recreeze povești care nu au fost încheiate așa cum ar fi trebuit, da, în copilărie. Dacă am avut, de exemplu, o mamă care a fost absentă sau, dimpotrivă, prea posesivă, nu ne dădea voie să experimentăm, să vedem cum este lumea, știi cum sunt mamele. Vrea copilul să se ducă să se joace și el în nisip, vai mamă, stai că sunt microbi acolo și că a făcut un cățel pipi și că nu ai voie să bagi mâna, da? Sau puneți fulară, puneți fesul, nu cumva să nu răcești și așa mai departe. Da, copilul are senzația că nu poate să se exprime așa cum este el și în viața de adult ce o să facă? O să caute o parteneră care în prima fază o să îi se pară ok, după care o să-și dea seama că este la fel de protectoare, poate ușor geloasă, da, ușor geloasă și chiar posesivă. De ce? Pentru că ăsta este modelul pe care el l-a cunoscut în copilărie. Important este, de fapt cel mai important este, în momentul în care ne dorim să găsim un partener sau o parteneră potrivită, să ne cunoaștem întâi pe noi. Dacă tu nu te cunoști pe tine, ai tendința să te duci pe chimie, da? Mă simt atras de Gigel și de Costel și mă duc către el, adică nu există mai contează să acum, mă uit nu? La compatibilitate, da. La ce am eu nevoie, la el se potrivește cu calitățile pe care le are. La valori. Da, la valori. Nu există asta. Eu mă simt atrasă de el și gata, el este totul pentru mine. După care îți dai seama că nu funcționează. Dacă tu te-ai cunoaște pe tine și ți-ai face așa un inventar, cum sunt eu ca om? Ce îmi doresc eu de la viață? Îmi doresc familie sau îmi doresc dimpotrivă să călătoresc în jurul lumii? Sau îmi doresc să mă axez pe carieră? Nu contează. Important este să știu ce contează în momentul ăsta al vieții pentru mine, dar și pe viitor. Pentru că în funcție de asta o să mă îndrept către o persoană care să fie. Dacă îmi doresc familie, pe aceeași lungime de undă, să-și dorească și ea sau el familie, copii, stabilitate și așa mai departe. Dacă îmi doresc să călătoresc, o să mă duc către o persoană mai spontană, care are nevoie în continuare de noutate și așa mai departe, să explorăm lumea împreună. De asta, tu, dacă nu te cunoști, o să ajungi în relație și o să zici, vai, dar nu ne mai potrivim, e diferență de caracter, nu mai avem aceeași viziune a viitorului, dar n-ați avut-o niciodată, pentru că voi de la început n-ați stat la masă să vedeți, dincolo de faptul că suntem noi atrași unul de celălalt, ce ne dorim noi de la viitorul ăsta împreună, dar și separat. Hai să vedem ce-ți dorești tu. E același lucru cu care îmi doresc eu sau măcar apropiat, dacă nu e, s-ar putea să ne dea cu virgulă după ceva timp de petrecut împreună și acolo doare. Și se mai întâmplă să-ți alegi partenerii, să zicem, în antiteză cu ce ai văzut da. Nu? În familie, la mamă sau la tată. Da. Te duci pe contrascenariu, cum exact, se zice. Da, dar te duci pe contrascenariu, dar îți dai seama că face același lucru. Adică tu te duci către bărbatul total opus tatălui tău, dar dacă ai avut... Se zice că tatăl a fost autoritar, da. Și așa mai departe, da? Te duci exact către o persoană care e total opusă, doar că din păcate ceea ce nu ne este familiar în prima fază nu ne atrage cu adevărat și o să intri într-o relație unde nu există neapărat chimie, dar există celelalte valori, da? Adică e băiat bun, e de casă, e ceea ce trebuie, e atent cu mine, este prezent, mă ajută, mă susține și așa mai departe, dar între voi nu există chimie. Nu există conexiune. Și mai devreme sau mai târziu, din nou îți dai seama că ai ajuns într-o relație care e monotonă și care nu e ceea ce îți dorești neapărat. Important este să îmbinăm, cum se zice, utilul cu plăcutul. Să aibă și din calitățile pe care le vrei tu de la un bărbat, și asta o să intrăm imediat în ele, dar să fie și ce ai tu nevoie pentru suflet, să zic așa. Adică nu-l lua doar pentru că
în poza de ansamblu dați bine împreună. Nu, să fie și acolo pentru tine emoțional și la nivel spiritual, să zic așa. Sunt femeile mai pretențioase atunci când își caută un partener sau sunt și bărbații tot pe acolo? Nu știu, n-aș zice că femeile sunt mai pretențioase când își caută sau un partener. Sau o listă mai lungă. Au cumva puțin lista mai lungă, dar e și normal, pentru că femeile, în majoritatea lor, își aleg un tată pentru copii. Un bărbat care să le asigure stabilitatea în momentul în care ele sunt acolo axate să crească copiii pe care iau împreună. Exact, dar și cumva sunt un pic mai selective, adică nu se ia pe oricine, trebuie să găsească bărbatul potrivit care să le asigure lor spațiul în care ele să poată crea familia pe care cei doi și-o doresc. Asta dacă își doresc familie. Dar și bărbații sunt cumva selectivi, pentru că un lucru e când ești la agățat, da, și nu vrei lucruri. Nu contează, serioase, nu cauți exact. Cine știe ce. Da, atunci da. Nu ești foarte selectiv, nu-ți dorești neapărat ceva anume, pur și simplu vrei să fii o persoană agreabilă, da, plăcută, să vezi da. Cum e. Da. Experimentezi. Să te atragă fizic, da. Exact, dar după, când și bărbații își doresc o soție, o mamă pentru copiilor, din nou și ei devin destul de selectivi. Adică nu pot face lucrurile astea cu oricine. Și bărbații sunt un pic mai axați pe femeile de casă, pe femeile cu minți. Pe serioase, femeile... așa, da, nu? Da, 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 care să le inspire lor seriozitate și dorința aceea de a crea împreună. Da, e pe principiu, până acum am distrat, dar acum e cazul să mă așez exact. Eu la casa mea și nu mai caut ce am avut până acum, da? Și din păcate, mulți bărbați ajung să aibă și soție și amantă, pentru că în soție văd femeia de casă și în amantă văd spontaneitate, noutatea, extazul și așa mai departe. Important este să ajungă să îmbine ceea ce își doresc într-o singură femeie ca să nu fie nevoie să se să-și externalizeze serviciile, da. Știi cum da, se zice? Da, exact. Când vorbim despre calități, așa, sunt ele comune, uite, și la bărbați și la femei sau avem și mici diferențe? Uite, una dintre diferențele importante este că multe femei nu sunt atât de axate pe aspectul fizic. Da, contează într-o anumită măsură, dar nu contează atât de mult pe cât contează la bărbați. Pentru bărbați e destul de important aspectul fizic al unei femei, adică ei merg mai mult pe ceea ce văd în primul rând. Adică, sunt vizual bărbați. Da, dacă vrei să atragi un bărbat, dincolo de faptul că ești tu mamă bună pentru copii, soție de casă și așa mai departe, gătești bine. Da, trebuie să-l atragi vizual, să aibă motive pentru care să vină după tine. Adică, dincolo de calitățile tale emoționale, spirituale și așa mai departe, arată-ne și ce e în exterior, măcar în faza în care ești la agățat, la primele întâlniri, așa, da? La primele întâlniri, da. Pentru că după ușor ușor poți să, nu știu, să mai lași garda un pic jos, așa, da, la un machiaj, dar da. Nu atât de mult, pentru că știi cum e, s-a îndrăgostit de tine într-un anumit fel și pe parcurs ar putea să se piardă, tocmai pentru că tu te-ai schimbat. Adică să menținem o rutină de a ne îngriji, de a ține cont de noi, de a merge la sală, de a fi atenți la ce mâncăm și așa mai departe. Și vorbeam zilele trecute cu cineva și mi-a zis că femeile, majoritatea lor, în momentul în care sunt în prima fază a relației, arată ca o floare, după care se transformă în două buchete. Și cumva pe undeva are dreptate. Dar asta o fac și femeile și bărbații. Se culcă pe ureche. Se culcă pe ureche și zic, m-a luat, de acum nu mai contează. Da, lasă că apreciază alte lucruri la mine acum, alte lucruri contează, nu aspectul și așa mai departe, nu? Și asta cumva era în perioada părinților noștri. Acum oamenii au început să pună mai mult accent și pe partea fizică și au conștientizat că pentru a avea o relație împlinită trebuie să ții cont și de atracție, pentru că la urma urmei, dacă nu suntem atrași unul de celălalt, nu avem motive să ajungem împreună, nu? Așa este. Ce urmează după partea asta vizuală? După partea vizuală fizică. Da. Aș zice eu că e foarte important să ne găsim o persoană cu care să putem comunica. Adică să nu fie genul acela de comunicare de suprafață. Hai să discutăm ce mâncăm, unde ducem copiii la școală, unde mergem în vacanță. Nu, să poți discuta despre visurile tale, despre idealurile pe care le ai, despre ce te frământă pe interior. Adică să fie o persoană cu care într-adevăr să poți comunica și să simți conexiunea între tine și ea. Pentru că dacă nu e conexiune și nu... Conexiunea vine și prin comunicare, prin timpul pe care îl petreceți împreună. Dacă lipsesc astea, o să fie o relație din aceea superficială în care o să te simți mai mult singur decât cu cineva. Da, nu o să ai ce să vorbești, eu, așa este. Da, și plus că mai contează și crearea intimității, cum s-ar zice, nu? Pe lângă această comunicare. Și cumva noi oamenii, căutăm superficial în prima fază, dar după când mergem în profunzime, avem nevoie de un suflet pe care să-l simțim acolo lângă noi. Și comunicarea poate fi atât verbală cât și non-verbală, adică o mână pusă pe spate când te simți la pământ s-ar putea să te ajute mai mult decât câteva cuvinte. Uite, apropo de asta, mai punem acolo un lucru pe listă, cât de mult contează să te simți sprijinit sau sprijinită de partener. Da, enorm de mult, pentru că asta ne aduce împreună. Momentele grele prin care trecem împreună sudează relația de cuplu. Dacă te uiți la oamenii care au relații de lungă durată,
ei ce au învățat este să treacă împreună peste lucrurile dificile din relația lor și să nu lase lucrurile dificile prin care trec să despartă relația, să o destrame, ci mai degrabă să o consolideze. Deci, dacă ar fi să ne uităm așa, cred că și momentele dificile prin care treceți împreună trebuie să vă aducă mai aproape unul de celălalt și să nu lăsați asta să vă destrame relația de cuplu. Și aș adăuga aici faptul că trebuie să găsești pe cineva sau indicat ar fi să găsești o persoană cu care să poți să te cerți. Deci, constructiv. Constructiv. Da. Pentru că majoritatea oamenilor nu știu să se certe. În momentul în care apar certurile în cuplu, pentru că e inevitabil, da. Eu aș zice așa, dacă într-o relație cei doi nu ajung niciodată să se certe, e ceva dubios acolo? Da, ori nu le pasă deloc de relația de cuplu, ori pur și simplu sunt atât de plictisitori unul pentru celălalt, încât nici nu-și mai bat capul să deschidă discuții din astea mai aprinse. Bun, deci e sănătos să te cerți în cuplu. E sănătos, e natural, e normal, pentru că suntem oameni, suntem crescuți diferiți, avem viziuni diferite și mai devreme sau mai târziu ori să apară momente din astea mai tensionate. Important este să găsești pe cineva cu care să poți să te cerți, adică să fie o ceartă constructivă, să înțeleagă că în urma scandalului respectiv, o să schimbi ceva, de exemplu. Puteți să schimbați ceva, pentru că multe lucruri nu avem curajul să le spunem decât atunci când nu mai putem să le cărăm în spate, da? Și le spui, dar nu neapărat într-o formă plăcută. Și e nevoie de cineva lângă tine care să înțeleagă, dincolo de reproșurile pe care tu le arunci, că ai o nemulțumire, că altfel n-ai ajunge să pui lucrurile în felul în care le pui pe masă, da? Așa este. Și uite, mai punem ceva acolo. Felul de a putea să construiești, da, cu cineva. Da, asta ar trebui să fie foarte importantă încă de la început, să vezi dacă persoana respectivă este o persoană care își dorește, după cum ziceam, aceleași lucruri ca și tine și care te ajută să obții lucrurile respective. Adică, nu știu, dacă țelul vostru este să aveți o familie frumoasă, să petreceți vacanțe frumoase împreună, nu știu, abar n-am care sunt țelurile voastre, trebuie să găsești o persoană care să tragă cu ghilmelele de rigoare la aceeași căruță ca și tine, să te susțină. Adică să nu simți că tu depui tot efortul, și asta se întâmplă mai mult în cazul bărbaților, ei au senzația că tot greul, mai ales pe partea materială, financiară, este dus de ei. Și în ziua de astăzi e important ca și bărbat să găsești o femeie, nu neapărat foarte independentă, dar care să are o sursă de venit aibă stabilă, o sursă de venit stabilă, care să fie independentă de ceea ce aduci tu. Pentru că, Doamne ferește, nu știu, rămâi fără job. Da. Te îmbolnăvești grav și e nevoie ca pe o perioadă de timp să susțină altcineva. Dacă ea e doar casnică și nu face nimic altceva, s-ar putea să nu funcționeze așa cum v-ați dori voi lucrurile pe termen lung. Adică e important ca fiecare să avem sursa noastră de venit ca să nu creăm mai departe, știu eu, scindări în relația noastră de cuplu. Așa este. Mai contează și să fie echilibrat emoțional sau matur emoțional. Da, dar asta se poate rezolva și în doi. Adică, dacă te uiți la adolescenți în ziua de astăzi, să fim serioși, cât de evoluați suntem sau cât de evoluați eram noi la vârsta respectivă, da? N-ar trebui să te împiedice asta să găsești un partener. Trebuie să înțelegi că o să găsești un partener pe nivelul emoțional sau de dezvoltare emoțională la care ești tu în momentul respectiv. Adică nu te speria dacă găsești o persoană care e indisponibilă emoțional, da? Care nu e acolo prezent așa cum ți-ai dorit tu. Mai degrabă, în momentul în care întâlnești o persoană de genul ăsta, te întorci un pic înapoi în tine și în loc să dai vina pe el sau pe ea că trebuie să te schimbi, că m-am săturat, că relația asta nu funcționează și că tu ești defect, te întorci în tine și te gândești, ok, dar eu de ce am ales o persoană de genul ăsta? Pe mine cum mă face să mă simt? Ce am eu de rezolvat la mine astfel încât să nu mai doresc atât de mult să-l schimb pe el sau pe ea, sau poate pur și simplu să-mi dau seama că relația asta nu este ce am eu nevoie, ne strângem mâna și merg mai departe. Pentru că suferința vine în momentul în care nu vrem să dăm drumul lucrurilor care nu ne mai sunt potrivite. Oricum, consider că nu ne alegem întâmplător partenerii și că rezonăm acolo chiar și la nivel inconștient. Exact. Și cumva fiecare relație sau fiecare partener pe care îl ai îți arată ceva despre tine, te face să te dezvolți într-un fel. Exact. Partenerul de cuplu sau partenera de cuplu este oglinda ta. În permanență îți cere să te dezvolți. Dacă noi am luat partenerii sau relațiile, da, ca și oglinzi și am căuta să ne dezvoltăm pe noi în funcție de ce vedem în oglindă, să zic așa. Sau să vezi cum te simțeai tu în momentul acela cu acel partener, după aceea să vezi la următoarea relație cum m-a făcut să mă simt partenerul și să vezi cum erai tu în momentele respective. Pentru asta, îmi place mult că ai punctat, e foarte important, cred eu, să avem mai mult de 3 relații pe planeta asta. Pentru că dacă te arunci cu capul înainte și te căsătorești cu Viorica, pentru că ea ți-a fost colegă de bancă din generală, s-ar putea ca pe la 30-40 de ani, ceea ce îți doreai tu în generală sau la vârsta de adolescent, să nu se mai pupe cu ce ai tu nevoie acum ca și persoană adultă.
Și de aici apar foarte multe divorțuri și despărțiri din care rezultă copii, pentru că oamenii nu se cunosc cu adevărat, aleg partenerul pe momentul vieții în care sunt și își dau seama apoi că s-au dezvoltat diferit și că ce își doreau atunci nu mai e ce au nevoie în momentul de față. Așa este, Cătă. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte plăcută, ca de obicei. Mulțumesc și eu. Mi-era dor să revii la noi și te aștept cu mare drag și data viitoare. Mulțumesc. Mulțumesc frumos și să ai o primăvară frumoasă. Doamne ajută. Vine 1 martie. Mulțumesc.